cum vezi, Iaura, ai avut o vadă cea mai elocventă că dragostea nu are vârstă. Ai primit declarații de iubire de la toți. Din păcate, deci din păcate, zic, orice început se pare că are și un sfârșit. Dați-mi voie să invit lângă mine de asemenea doi oameni, aceiași doi oameni minunați, pe domnul președinte Stamatescu și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor. Dragii mei, microfonul vă aparține. Vă mulțumesc, domnul director. Vă mărturisesc că sunt de aproape 5 zile aici în Gorj, cu muzică populară, în care mi-am încărcat bateriile pentru încă 2-3 ani de zile, dar vă promit că voi reveni și așteptăm și pe dânsii cu drag în, la sfârșitul lui septembrie. Mulțumim pentru invitația deosebită a Consiliului. Mulțumim pentru invitația deosebită a Consiliului Județean Gorj, în special domnului profesor Nichifor, vicepreședinte Consiliului Județean, și a președintelui, domnul Cosmin Popescu. Dar, sigur, dumneavoastră vedeți că sufletul și Consiliul Județean lucrează prin domnul director Porumbel, prin Doina Gorjului, un ansamblu profesionist pe care îl stimez mult și de fiecare dată când apare în București și apar manifestări, eu încerc să mobilizez și reușesc să mobilizez gorjeni. Mulțumim încă o dată domnului director și apreciem căldura deosebită și, de asemenea, modul în care prietenia pe care ați arătat-o în aceste zile și nu numai pe toată această perioadă. Nu se putea face o încheiere așa frumoasă decât cum a făcut-o doamna Aura Stoican, căruia îi mulțumim foarte mult. Sunt niște cântece deosebite și vă mărturisesc că de vreo 2 ani de zile le tot ascultăm și în casă și de asemenea și pe la ligă, și domn director chiar mi-a făcut o surpriză plăcută aducându-o și pe dânsa. Eu apreciez că dumneavoastră, colegii mei și prietenii mei din Liga Vii Gorjului, ați fost prezenți și activi în aceste zile aici pe meleagurile gorjenești. De asemenea, vă aștept și la Ligă în număr mai mare și sperăm să facem multe lucruri frumoase. Chiar în acest moment, sau acum câteva momente, am discutat cu domnul profesor Nichifor. De ce oare n-am încercat să facem un lucru mai deosebit, un lucru foarte frumos, un fel de centru de păstrare al tradițiilor gorjenești și poate și oltenești la un moment dat, în clădirile din calea Plevnei 139. Chiar dacă v-am propus un nou președinte, încerc să găsesc o altă organizație, o supraorganizație care să conducă și să înglobeze această Ligă a Gorjenilor. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult, vă urez drum bun și sper că v-ați simțit foarte bine și mie mi-a plăcut că în toată această perioadă dumneavoastră ați fost deosebit de pronți și ați mers cu bucurie, de asemenea în toate întâlnirile, discuțiile care le-am avut, v-ați simțit bine. Mulțumesc încă o dată domnului profesor Nichifor și, sigur, nu în ultimul timp, domnului director Porumbel, pentru că fără dânsii nu ar fi fost posibilă această manifestare, o manifestare de suflet, o manifestare în care noi gorjenii ne simțim mândri și vă spun cu toată sinceritatea, nu am mai auzit așa ceva în România. Mulțumim încă o dată! Acum când contabilizăm rezultatele acestor zile pe care dumneavoastră le-ați petrecut aici la noi, ne bucurăm să auzim asemenea cuvinte frumoase. Într-adevăr, a fost minunat împreună. Mie mi-a părut rău că n-am fost tot timpul cu dumneavoastră. Mi-ar fi făcut mare plăcere. Mulțumim! Iar faptul că, iată, se fac și proiecte pentru Liga Fiii Gorjului este un moment de bun augur și sunt convins că dumneavoastră, împreună cu noul președinte, cu fostul și actualul președinte, domnul inginer Sabin Stamatescu, o să iasă lucruri foarte frumoase. Vă mulțumim încă o dată că ați fost aici la noi. Vă asigurăm de tot sprijinul și considerația noastră pentru acțiunea viitoare din septembrie și sunt convins
că asemenea întâlniri vor avea loc încă multă vreme și încă ceva. Am discutat în aceste zile foarte mult despre ceea ce se întâmplă la Gorj cu parteneri și colegi din alte județe și să știți că Gorjul este la acest capitol un antemergător. Vă felicităm, toate cele bune, drum bun la București, să ne revedem cu drag și cu bine! Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc cu tot respectul ce vi se cuvine. Eu atât vreau să vă spun, în ciuda faptului că am fost prompt, am curaj, vă spune, am fost prezent la acțiune înainte dumneavoastră și de fiecare dată am plecat ultimul. Și în ziua următoare iarăși am fost, am încercat să fiu, dacă nu primul printre primii și tot așa am plecat ultimul. Acum, când știu că plecați, îmi pare rău, sincer, dar eu trec speranța că ne vom mai întâlni și să dea Domnul să fie și mai frumos decât acum, deși nu cred că se poate o încheiere mai frumoasă decât asta aici, la Mărioara, la Băcița Mărioara acasă. Bravo, bravo, bravo! Bogdan e băiatul Mărioarei. În numele colectivului de la Stâna Ștefanu și aici, acasă la Stâna Ștefanu, vreau să vă mulțumesc că deja este al doilea an în care ne treceți pragul și vă așteptăm de fiecare dată, de acum încolo, minim 50-100 de ani, să ne vedem în aceeași formație cu membrii noi. Noi să vă oferim ce avem mai bun în gospodărie să mâncați, să vă simțiți bine și să vă simțiți că sunteți gorjeni. Mulțumim organizatorilor, mulțumim tuturor. Doamne ajută și tot ce vă doriți să devină realitate. Mulțumim frumos și noi, Bogdan, să vă dea Dumnezeu sănătate și noroc. Să vă găsim cât de curând pe la Stână, la Ștefanu. Dar și aici, acasă, nu o să ocolim niciodată momentul și ocaziile să trecem. Doamne ajută să ne revedem cu bine, dragilor!